Bună seara, domnilor și domnilor! Zilele francofoniei sunt o ocazie deosebită pentru toți membrii Organizației Internaționale a Francofoniei de a-și exprima atașamentul față de limba franceză și față de cultura francofonă și de a împărtăși valorile comune, precum pacea, democrația și respectarea drepturilor persoanelor. L'ambassade du Canada est heureuse de participer de nouveau aux journées de la francophonie en Roumanie, votre 20e anniversaire d'adhésion à l'OIF. De concert avec le groupe des ambassades, les délégations et l'institution francophone Gazi. Ambasada Canadei este bucuroasă să participe din nou anul acesta la Zilele Francofoniei în România, mai ales în acest an când se aniversează 20 de ani de la intrarea de la adeziunea României și intrarea României în Organizația Internațională a Francofoniei, alături de grupul ambasadelor, delegațiilor și instituțiilor francofone GADI. J'aimerais tout particulièrement exprimer ma reconnaissance à l'Institut français de la Roumanie et en particulier à l'Institut français de Cluj pour l'organisation de la tournée du spectacle Le cabaret de l'impossible en Roumanie et la projection de deux films canadiens dans le cadre du Festival du film francophone. Aș dori în mod particular să exprim recunoștința mea față de Institutul Francez din România și în special față de Institutul Francez din Cluj pentru organizarea turneului spectacolului Le Cabaret de l'Impossible în mai multe orașe din România și proiectarea a două filme canadiene în cadrul acestor zile ale filmului francofon. Cette année, nous avons le plaisir de présenter deux films récents dédiés à l'Afrique, Rebelle et Les Tortues ne meurent pas de vieillesse. Anul acesta avem plăcerea de a prezenta două filme recente dedicate Africii, Rebelă și Testoasele nu mor de bătrânețe. Le film Rebelle, qui est présenté ce soir en première de ce festival consacré à l'Afrique, est l'œuvre de réalisateur et scénariste canadien Kim Lilian. Filmul Rebelle, care deschide festivalul în această seară de la Cluj, este opera regizorului și scenaristului canadian Kim Nguyen. Rebelle est un film qui nous pousse à réfléchir sur les horreurs de la guerre et la sort tragique des enfants soldats, un thème d'actualité qui s'inscrit au sein des priorités du Canada en matière de politique étrangère. Rebelle este un film care ne încurajează să ne gândim la ororile războiului și la soarta tragică a copiilor soldați, o temă de actualitate care se înscrie între prioritățile Canadei în materie de politică internațională. Alors, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite un bon cinéma. Merci à vous. Bon festival et bon film.